Să mergem mai departe. Care ar fi șansa pentru lei zilele următoare, Tana? Păi, au puțin indică răbdare și așteaptă până joi, când intră Venus în semnul opus cel al vărsătorului, vor avea acolo parte de o companie foarte plăcută. Marte, foarte bine aspectat, și micul benefic Venus, și atunci racii se vor bucura de ceea ce le face lor cea mai mare. Lei se vor bucura, mulțumesc. De ceea ce le face lor cea mai mare plăcere, admirație, dacă nu chiar adulație, în dragoste. Un Marte bine aspectat și bine gestionat promite pasiune, Venus promite tandrețe și atunci ce să își mai dorească. Pentru acei lei care în perioada sărbătorilor se găsesc în ipostază de burlaci, apar șansele fie de a relua o poveste mai veche de iubire, cum o spune un Saturn bine aspectat pe casa 5 a iubirilor, deci cineva din trecut care a tatonat și în alte direcții poate să zică tot cu leu sau leoaica mea era mai bine și să revină și să găsească leul care cu toată mândria lui poate să fie tolerant și să treacă peste multe când este vorba despre dragoste, să zică da, bine dragă, hai că te accept înapoi, iar amorașul poate să-l constituie cineva din anturajul apropiat al leilor, dat fiindcă Jupiter, cel care ar putea facilita reluarea unei vechi iubiri, se găsește în casa a treia și să poată să facă legătura înapoi. Ce nu le convine leilor săptămâna aceasta este lipsa lor de inițiativă și de spirit întreprinzător, pentru că ei sunt destul de mult puși în fața faptului împlinit. Într-adevăr, ei sunt foarte curtați, foarte solicitați. Marte este învărsător, va veni și Venus peste el. Marte face acel sextil benefic cu Uranus, numai că leilor în această perioadă li se întâmplă lucruri, ei sunt invitați, sunt doriți, sunt apreciați, astfel încât ei par puțin puși la zid. Această atmosferă de pasivitate s-ar putea să-i facă să se simtă destul de legați de mâini și de picioare, ca și cum ei ar fi subiecte de discuție, de tranzacție și ar fi, în anumite cazuri, chiar obiecte, nici măcar subiecte. De parcă într-o discuție între doi bărbați care curtează o femeie leu, femeia nici n-ar conta, pentru că lucrurile sunt subînțelese doar între ceilalți doi. Deci iată că această poziție în care leul este mai degrabă intangibil și monedă de schimb poate să le dea foarte multă chiar frustrare nativilor leu. Și apropo de acea admirație pe care categoric o primesc acum leii, ei trebuie să fie atenți să nu devină chiar inaccesibil și inabordabil, pentru că în dorința lor de a primi confirmări și aprecieri... Nu pot să mă abțin să nu observ că ai înlocuit zona cu orgoliul cu această denumire de inabordabil. Dar și... Tana oricum a demitizat povestea cu orgoliul și a și spus că întotdeauna atunci când este vorba despre dragoste, lei cedează și... Nu, dar sună mai bine inabordabil. Da, pentru că eu aveam o imagine pe care voiam să o traduc în cuvinte, și anume aceea că leul săptămâna aceasta este cumva în spatele unei vitrine, da, la care se uită toată lumea. Aceasta este reprezentarea mea. Deci leul este în vitrină și toată lumea este de partea cealaltă și de aici și această afirmație a mea că uneori parcă leul nici nu contează și toată lumea tranzacționează leul. Sau să ne imaginăm din punct de vedere profesional o altă situație în care într-o companie, doi șefi de departament negociază transferul unui angajat leu pe o altă poziție, în condițiile în care angajatul leu nici măcar nu știe ce îi se pregătește. Deci, în asemenea contexte în care leului îi se întâmplă lucruri, avem o posibilă reacție, uneori chiar violentă, din partea acestor nativi.
E vorba, deci ce ai spus tu, mie mi-a evocat expresia femeie trofeu sau bărbat trofeu, pentru că multă lume se poate folosi de niște merite pe care le-a acumulat leul, cum spuneai tu în exemplu pe care l-ai dat și care mi se pare foarte potrivit, cu o persoană din leu care urmează să fie promovată. Și pur și simplu se discută, o promovăm acolo, o promovăm, dar de ce nu discuți cu omul în cauză? Păi dacă el ar reprezenta firma mai bine acolo sau acolo. Deci asta poate să fie ipostaza. Se trece peste capul leului. Și din punct de vedere afectiv și din punct de vedere profesional să fie priviți și manevrați ca fiind niște trofee, nu ca fiind niște persoane. Totuși, veștile sunt bune. Și sunt și mai bune datorită revenirii lui Chiron în mers direct, care este în segmentul banilor pentru care leii nu trebuie să depună prea mult efort și nici măcar nu trebuie să muncească. Leii pot avea, începând cu 1 decembrie, după 5 luni de zile, un sentiment pregnant că scapă de niște poveri financiare. Le este mult mai ușor leilor să achite rate, să plătească taxe, să încheie niște plăți pe care le-au dedus și care pe alocuri aș putea spune chiar că i-au cocoșat. Leii au fost foarte presați din punct de vedere financiar și chiar dacă acum nu se întâmplă ceva concret în sensul unui câștig substanțial sau unei promovări care să le aducă plusuri în venituri, pur și simplu se modifică percepția leilor asupra banilor, filozofia lor de viață, cum era și la RAC, filozofia de viață, dar în cazul leilor, în ceea ce privește relația lor cu banii. Leii privesc orice tranzacție financiară sau orice fel de plată la care sunt supuși cu mai multă lejeritate și cu mai multă credință. Au mai multă încredere că pot să facă față și această siguranță de sine în ceea ce privește manevrarea banilor le aduce într-adevăr și o mai mare capacitate de a face plăți. Un alt scenariu la care mă gândesc apropo de lei și Chiron în mișcare directă în casa 8 este că mulți dintre lei pot să aibă curajul să ceară înapoi niște datorii care li se cuveneau de mult, de exemplu. Sau niște drepturi de familie, poate printr-o moștenire. Exact.